Bun găsit, prieteni! Conexiunea cu natura este una foarte importantă pentru psihicul nostru, dar și pentru sănătatea noastră de zi cu zi. Și specialiștii ne spun că foarte bine este pentru un tonus bun și pentru a avea energie pe parcursul întregii zile să ieșim dimineața în natură, mai ales în sezonul cald, să admirăm copacii, să mirosim florile, să mergem cu picioarele goale pe iarbă pentru a ne face masaj și pentru a simți roua proaspăt depusă. Sigur, lucrurile astea par așa dintr-un vis frumos, mai ales când vii după o zi agitată și o noapte în care nu te-ai putut odihni, cu greu te poți reface și poți intra în această stare, pentru că îți trebuie o anumită liniște, ca să poți să savurezi, să te bucuri de aceste lucruri, dar dacă aveți posibilitatea să faceți lucrul ăsta, ieșiți pe terasă sau în curte, ieșiți pe balcon, admirați-vă florile, priviți pur și simplu natura dis de dimineață, atunci când este liniște și pace și chiar în mijlocul orașului se simte altfel aerul. Este sentimentul acela de libertate de care trebuie să fim cu toții conștienți și trebuie să mulțumim, sentimentul de stare de bine, starea de bine pe care până la urmă ți-o dă mediul înconjurător, natura mamă, energia aceea, dacă vreți și tot credem atât de mult în energie și în transferul lor de la o persoană la alta și de la natură, de la plante către noi. Cred că trebuie să încercăm măcar în fiecare dimineață, acum cât este cald și frumos, sunt luni bune la noi în țară, slavă Domnului, datorită climei, în care putem să ieșim dimineața, chiar dacă plouă, cel puțin când plouă vara, mirosul și atmosfera și sunetele care se aud afară în parc, dimineața pe balcon sau pe terasă, sunt absolut senzaționale. Am citit la un moment dat, uitasem să fac lucrul ăsta, dacă reușim puțin câte puțin, de la o dimineață la alta, într-o dimineață un minut, ești plin de nervi și nu poți să scapi de starea asta sau foarte obosit, te trezești pentru că a sunat ceasul și te grăbești, încearcă să te trezești cu 1, 2, 3 minute mai devreme. Asta e iar un lucru foarte important pentru a avea acel timp pentru tine. Atunci când ai copii, ai responsabilități, ai casă și așa mai departe, sau nu neapărat toate lucrurile astea, ci pur și simplu un job extrem de solicitant, îți pui ceasul să sune la momentul potrivit, toate lucrurile sunt organizate și uiți, nu mai ai acel timp pentru tine. Chiar dacă mergi la sală, să spunem, sau chiar dacă seara te mai uiți la un film. Timp pentru tine, mie mi se pare timpul acela petrecut cu o carte în mână sau pur și simplu momentul în care ieși afară în curte, te bucuri de natură și așa mai departe. Timpul tău cu tine. Vă pup, dragii mei, ne revedem mâine dimineață, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media.